James Bond a coborât astăzi pe litoralul românesc, mai bine zis, a înălțat cu zmeul. Nu a fost chiar celebrul spion britanic, ci un tânăr îmbrăcat în costum, cămașă și papion. Călin a fugit de la serviciu în pauza de masă pentru ore de kitesurfing. Oamenii de pe plajă l-au privit cu admirație, iar o doamnă a promis că îi se va alătura în rochie de seară. Bond! James Bond! Am glumit. Călin Șerban! Este imaginea zilei la Mamaia. Pus la 4AC, Călin și-a asortat papionul, cămașa albă și costumul cu o placă de surf și un kite. Nu suntem pe platourile de filmare ale celebrei serii cu 007, deși el pare la fel de dezinvolt ca un actor. Să știi că în filme James Bond niciodată nu se uda. Nu? Nu. El, nu vedea lumea. Stai tu liniștit. Prea multe scheme nu a reușit Călin pe placă. Și nu pentru că nu a avut vânt bun. Salvamarii au arborat steagul roșu, iar marea a fost doar a celor care au vrut adrenalină. Ți-a fost greu fără costum de neo? Mă ține, să știi, e foarte strâmb. E un pic ambrat costumul, da? Și sunt limitat în mișcări. Nu a fost însă limitat în imaginație, pentru că tânărul amator de senzații tare a venit la concurs în pauza de masă, direct de la birou. Nu, dar serios, după aia te duci la vreo nuntă, la vreo ceva? Nu. Mă duc înapoi la muncă. Înapoi la muncă, da. Păi șeful știe? Știe, normal. Ok. Ai haine de schimb, cred că, în portbagaj. Nu, o să stau chiloți la servici. Călin s-a bucurat de atenția deosebită a domnișoarelor aflate în zonă. Ba chiar a convins o doamnă să îi se alăture. Cum trebuie să fie rochița care veți intra în apă? Destul de comodă ca să nu incomodăm partenerul. Dacă ar fi soțul dumneavoastră, i-ați spălat după aceea costumul sau l-ați lăsat pe el? Și una și cealaltă. Mai degrabă? Mai degrabă l-aș lăsa cu el pe el.